Celebre arii ale marilor compozitori ai lumii au răsunat aseară într-unul dintre locurile cele mai încărcate de cultură din țară și chiar din lume, Parcul Constantin Brâncuș. Sunetele fine, inconfundabile ale celebrei viori Stradivarius au desăvârșit tabloul perfect al unui eveniment de excepție. De virtuozitate de înaltă clasă au dat dovadă și ceilalți artiști de pe scenă. Foarte frumos. Oricum, pentru orașul Târgu Jiu, evenimente de genul ăsta cu muzică clasică, cu jazz cam niciodată n-am văzut aici așa ceva. Locația a fost aleasă bine? Vă referiți la Coloana Infinitului? Da, e un parculeț cu deschidere bine și în fața monumentului lui Brâncuș. Da, locația aleasă potrivit, oricum. Vorba și de spațiu pe care îl oferă poienița de aici. Pentru orașul nostru, cred că este un lucru foarte pozitiv, nu? Să avem un aer așa latin, pentru că și noi suntem latini aici. Și cred că lumea se bucură. Din ce văd, cred că lumea se bucură de evenimentul ăsta. Pare un eveniment natural. Locația? Una mai bună, nu știu dacă se poate. Chiar suntem norocoși, ar trebui, cred că oamenii din Târgu Jiu să fie puțin mai conștienți de ce avem aici și să se bucure de, și să apreciem poate mai mult. Inspirat, frumos, necesar, vital, o încântare. Era nevoie de un astfel de eveniment la Târgu Jiu? Absolut, absolut, locul a fost divin. A fost pentru a doua oară când celebra vioară Stradivarius a răsunat în aer liber la Târgu Jiu, singurul loc unde Alexandru Tomescu a concertat în afara unei săli de spectacole. N-ai cum să nu simți această energie a operelor create de Constantin Brâncuș și acest lucru evident, cred că ne-a inspirat pe toți trei. Eu cred că e o inițiativă remarcabilă a primăriei de aici din Târgu Jiu și sper ca numeroase alte orașe să ia exemplu. Vine vara și muzica clasică cred că este exact la locul ei mai aproape de oameni. Atmosfera din Parcul Coloanei Fără Sfârșit a emoționat deopotrivă și pe cei doi virtuoși artiști ce au fost alături de Alexandru Tomescu. Prima dată când la Târgu Jiu și a fost o atmosferă absolut magică. Am început pe lumină și încet, încet s-a înserat. A fost cu adevărat magic și, așa cum spunea și Alexandru, trăgeam cu ochii și vedeam copii care dansau, mici balerine care se bucurau de muzică și... Cu adevărat eu m-am simțit norocoasă să mă aflu aici în această seară. Din anul 2007, vioara Stradivarius Elder Voicu se află încredințată până la anul celebrului violonist Alexandru Tomescu. În cei 10 ani, artistul a încântat peste 75.000 de spectatori în cele aproape 200 de spectacole susținute în țară și străinătate.